Fraților, deci înainte de a începe videoclipul, vreau să vă spun că facem un mega giveaway alături de cei de la Eneba și puteți câștiga jocul Crusader Kings 3. Este un joc de 50 de euro pe Steam și un joc absolut genial. Aveți aici 6 metode prin care puteți participa. Pentru fiecare metodă primiți 10 puncte și vă dați seama, cu cât aveți mai multe puncte, cu atât aveți o șansă mult mai mare de a câștiga. Ideea este în felul următor. Primiți 10 puncte dacă intrați pe contul meu de YouTube, dacă intrați pe Instagramul Eneba Games, dacă intrați pe Instagramul Zuzandrei7, adică Instagramul meu. Dacă dați un follow pe Eneba Games pe Twitter, la Eneba Games pe Twitter, dacă vizitați Eneba pe Facebook și dacă scrieți un review, băieți, primiți 15 puncte. Este un joc absolut genial, băgați-vă și voi pentru că nu aveți ce pierde, bro, este un giveaway total gratis și pe lângă acestea avem aici niște oferte absolut bombiță de la Eneba. Puteți vă cumpărați jocuri extrem de ieftine, băgați codul ZUZAANDREI și aveți 1 euro gratis și 3% reducere, băieți, mamă, câte chestii avem aici și pentru console și pentru toate nebunile, băieți, Assassin's Creed-uri, fără număr, Valhalla, noul Assassin's Creed, oricum mi se pare extrem de tare, încă o dată nu uitați giveaway-ul pe care îl avem, găsiți linkul în descriere, băgați-vă și voi și hai să trecem la episod. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de Among Us. Noi deja suntem în spiritul Crăciunului, după cum puteți vedea și voi, și înainte de toate ne-am strâns în jurul bradului și vrem să dăm un cântec de Crăciun ca să iasă clipul bine, băieți! Ok, nu mă așteptam să iasă atât de nașpa, credeam că o să iasă un pic mai bine, dar este ok, băieți, avem aici toate neamurile, l-avem pe domnul Bra, bineînțeles, l-avem pe domnul Moș Crăciun cu această pălărie frumoasă și noi, care nu avem această pălărie, suntem niște Moș Crăciun de pe Wish, băieți, suntem niște fake-uri ordinare, dar nu este nicio problemă. Băi, acum ar fi amuzant să-l vedem pe, să zicem că, băieți, unul cu ceva roșu în cap l-a omorât pe domnul Cărnat, că e singurul care nu are roșu. Cărnate, nu te simți în panică? Nu ești panicat? No. Bine. Ok, dragilor, haideți să începem. Nu uitați, înainte de toate, vreau să dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe clipuri, băieți. Începem crumeit, așa cum ne-am obișnuit. Mamă, toată lumea, dar chiar are ceva roșu în cap, frate. Și dacă văd acolo foarte multe like-uri din partea voastră, promit că postez și mai multe clipuri. Vă mulțumesc oricum pentru toată susținerea. Frate, chiar mi-ați demonstrat că vă place foarte mult seria. Și încă o noutate, o veste foarte mișto, băieți. Chiar acum când voi vedeți clipul, Geostyle se reapucă de YouTube. Deja a postat un nou clip, dacă nu mă știu, să mă rog, într-o oră, două, ceva trebuie să apară. Intrați pe canalul lui Geo, aveți canalul lui în descriere, primul link e canalul lui Geostyle. Băieți, o să posteze Among Us cu webcam, o să fie extrem de amuzant și o să vă placă foarte, foarte mult. Așa că dați o vizită și pe canalul lui Geo, că revine Geostyle, băieți, pe YouTube. Acum haideți să revedem și noi de ale noastre, boys. Băgăm aici, să băgăm o doi pe forțichii și vreau să fac repede pe jur toate tasculele sau... De fapt, este așa. Opa, mamă, era să dau X, este bun. Nu mai am la O2, fiți atenți că sunt eu așa, cam Zuza Andrei cameramanul, băieți. Ia uite și pe Pulix. Fabi cu Mihai. Joe a intrat, Asteca. Mamă, poate omora Joe. De ce a venit aici? Ah, stai, cream că e lumina luată. O, oh, ce verifica Geostyle? Cred că a verificat dacă să-l omoare pe unul. Ok, ăsta e Fabi. Bă, dar Geo unde? Ah, uite și pe Geo. Bă, momentan niciun kill. Mamă, se ne menținem bine, băieți. Nu trebuie să facem pe detectivii momentan, mamă, dar abia aștept să pic și un impostor de la frumos. Un impostoresc, uite și pe Asteca. Bă, sincer, n-aș intra cu... El la întuneric și a ieșit. A ieșit, fugi Andrei, fugi Vere, fugi, fugi. A murit doar. Salut. Salut, băieți. Ok. Înainte să se oprească luminile, ieșise unul din office. Fabi. Eu. Vreau... Pe ce parte ieși, Fabi? Eu care am văzut așa. Băi, l-am văzut de curând pe Kido. Intra în office, parcă. Vreau să vă spun ceva. Da, intra în office, Kido. Office, intra în Kido. Zi, Andrei. Asteca, de ce? Da, intra în office, pardon. De ce ai deschis ușile de la comunicații, ai intrat și... Ce task ai făcut? Adică nu, voiam să fac task-ul, să dat emergency eu. Mi-a adresul de acolo, de la comunicații, voiam să dau upload. Cum adică s-a dat? Păi nu, că a început să se stingă lumina, ai deschis ușile și te-ai întors către mine și am luat-o la fugă, Ghiulea. De ce ai făcut asta? Nu, m-am dus să fac task-ul. Am dat skip, dați-i voi skip, vă rog. N-am ieșit, dar... Am ieșit, dar... Am ieșit, dar... Și le-ai stat lumina, te-am plecat de-acolo. Unde era mort? Ok. În office, nu? În office, Asteca s-a dat arena în office, apropo, băiți.
Da, eu am uitat pe visare. Bă, ăștia la fost, da? Cosmin, ai niște... Ai niște adversari. Are niște adversari Just Cosmin, băieți, mai ales după clipul de ieri, când toată lumea bală mâna pal botau, frate, deja a fost haos. Haosel, îi dăm aici repede aplaudul ăla. Și hai să ne facem și noi datoria de detectiv, nu? Nu trebuie să facem acest lucru frumos? Ia uite, mamă, iarăși asteca. Bă, nu m-a omorât, mă putea omorâ, băi, să știți că chiar mă putea omorâ. Pulix a venit din partea asta. Facem aici cardul acesta frumos. Și băi, sunt niște impostori cam retrași așa. De obicei Geo style, Geo de obicei se mișcă foarte greu ca impostor. Ok, mi-e cam frică de el, să nu mă omoare, te rog, nu mă omoră. Nu, 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 Geo! Ha, m-am panicat. Ca și Alin, să-mi teac palmele ăștia, ca sus, amândoi. Da, și că tu Geo! Alin, Alin a urcat, Alin a urcat, Alin a urcat. Da, da, Fabi, era Alin la ușa acolo. Eu eram la O2. Da, mai bine, bunele, că urcați ăla. Stai, stai, bă, 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 ce s-a întâmplat? Nu votați ăla, ce s-a întâmplat? Am găsit corpul la ăsta, la... Da, Alin nu era lângă mine la O2? Ba, da, și s-a dus sus. Eram la O2 cu tine. Da, da, da. La camere, Chino. Da, la dămă. E Alin, mă, stras. Și mai după, mai Cosmin și aia. Nu sunt eu! Păi doar stai așa, Fabi cu da. Mihai, văd că își mențin acea și idee și Pulic zicea că Alin e acolo. Păi da, toți trei erau acolo și Alin s-a dus în sus. Alin, doar Fabi devine cu Alin? Gen, mai e cineva care confirmă ce a văzut Fabi? L-am văzut Fabi. Mihai cu Fabi! Eu nu pot să confirm ce a văzut Fabi, dar confirm că a venit Fabi și a dat report. Scoate-ți-l, mă, Cârnac cu Cosmin, ce ați votat? Am votat Alin. Deci când la Cosmin au votat și au fost, Cosmin a votat, a zis după că nu pot confirm, dar a votat blind. S-ar putea să fie Cârnac Cosmin. N-a votat blind. Dar ce ai votat? Erau trei care au zis. Nu trei, Cosmine nu trei, doi. Fabi cu Mihai. Mamă, eu am dat. Am votat deoarece Mihai cu Fabi au zis că l-au votat. Cosmine, votezi blind și de-aia te votează lumea. Pulic a votat în O2. Da. Asta s-a dat la după aia nu știu. Da, skip vote, toată lumea skip. Bă, cea mai... M-am dus în jos, datați cu coapă. E Jean-Drei cu Alin. Nu, e nimeni cu Alin, voi ați votat. Cutilul ăsta că era cu mine în laborator. Da, exact. Bă, nu știm sigur, adică puii mei, de ce să votăm blind, nu? Dacă moare, spre exemplu, dacă deci... Gândiți-vă că acum dacă moare Mihai cu Fabi, clar e Alin, nu? Logic. Mamă, dar Geo vine după mine și nu-mi place, poate mă omoară Geo, frate, și nimeni nu l-a suspectat pe Geo, știi, nu? Treabă. Păi, nu mi-am dat vent deloc, am fost în jos și am venit sus ca să verific, asta e ca și cu Alin s-a dus sus, da. Nu mi-am dat vent, n-am făcut nimica, ai fost acolo în O2 cu mine, m-ai văzut că m-am dus în sus. Da. Fabi, ce te votez, tu de 15 rămas în specimenul ăla, ca să dai tu reportul. E Alin. Și eu la fel. E Alin. N-avem de unde să știm pe buze frumoase, n-avem de unde. Eu eram în O2 cu Pulix, la download și apoi a fost în jos. Era la download cu mine, după aia nu știu unde s-a dus, deci nu pot să confirm nimica. Am dat skip ca votul trecut. Am dat vote ca votul trecut. Am dat skip ca votul trecut. Hai, următorul care dă. Dacă mai dați un emergency, îl votăm pe ăla care dă. Nu pe bune, bă, n-avem. Bă, par destul de... Adică parcă am încredere în ei, dar nu... Puii mei, știi? Adică nu... Nu știu o chestie sigură. Aia e problema. Că n-am... Bă, eu n-am încredere, frate. Eu fără dovezi că zic doi. Că ei doi pot să fie impostori, știi? Poate era doar timing în puii mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ce prostă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, thank you. Wow. Geo vine după mine. Geo cu Alin, sunt un specimen. Haide să vedem ce se întâmplă, băiți. Geo cu Alin sau... Pot să zic că e Alin? Ia Alin! Doamne! E Alin!
Geo, dar tu, Alinie, ba da, Alinie, Maroz se întorsese de la cadavru, de ce n-ai dat report, Marozi? Bine, nu l-am văzut, că dar mine. Că vă spun toți băieții că ieși și spui că votez blan. Prietene, nu contează, uite, eu am dovada acum și acum suntem trei care spunem asta, boss. Băi, asta e și poază, măcar, acum știm. Și Aline, nu poți să spui că era întuneric pentru că nici eu nu l-am văzut, dar mi-a clipocit aia de report. Așa că... Hai, votați Alin. Asta este Aline? Aia e? Bravo. Așa, și probabil e Pulis care tot zicea și Pulis în vot. Aline, că nu poți să confirmi nimic. Bine, 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 hai. S-ar putea să fie și Geo, poate Geo n-a vrut să facă kill-ul ăla așa rapid. Bă, oricum, cred că o să câștigăm la task-uri. Uite, frate, băi, așa, nu votăm blind. Îmi pui mie că dacă erau impostori aia doi, dacă era Fabi cu Mihăiță, nu? Dar oricum, Fabi cu Mihăiță sunt inocent, 100%. Pulix aici jos. Se duce către o doi Pulix. Și cred că o să mă omoare pe mine, băieți. Să uită pe camere, să vedem. Opa. Cadavrul albastru este decedat, dragi tovarăși. Unde? Vitale. Unde? Pentru ai dat pe Vitale, nu puteai să stai puțin să-l cauți, nu? Păi nu, că poate mai doar un impostor, era Ali, nu se făcea double kill. Bă, din păcate doar în Mihai am încredere, rămâne Geo, Cârnaș și Pulix. Cum văzi, Andrei, ai fost cu mine, atacind pe specime și n-ai încredere în mine. N-am încredere în tine. Dacă voi să-ți dai la papacioc, Geo. I-am fost în O2, apropo. A, tu numai în O2, dormi, mă. Păi dacă a dat de 7 ori report. Aveam valvele alea. Cărnate, tu ce ai făcut? Am făcut lumina. Da? Și după ce ai făcut? Am făcut lumina și acum mă duceam în specimen și-o dau stat la reactor. Da? Aha. Păi dacă ești impostor, crești eu. Impostorule. Da, am votat pe Pulix. Ok, e Pulix sau Cărna, băieți? Hai, e Pulix. Pulix. Hai, votați-mă pe mine, hai, mă votez și singur. Gunoare. Care e schema asta cu închei corupt? Ei, l-am votat pe Pulix, dacă nu-i Pulix e Cărna. Aha, baftă, băieții. E Andrei. Gunoile. Nu sunt eu. Nu. Fraților, încă o dată, cât mai multe like-uri, dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri din acestea frumoase cu Among Us. Hai să terminăm task-urile, băieții. Ce părere. Eu îmi luc doar cu Mihăiță, băieți, ca să dăm reportus. Unde s-a zis Mihăiță, bro? Bă, nu trebuie să moară Mihai, că dacă-l omoară pe Mihai, am delit-o. Mihai e mor, nu? Da. Da. Vreau să vă spun că prostul de Mihai e prost rău. Bine că e mor și nu mai poate să vorbească. Eu tot mergeam după el ca să stăm absolut împreună și Mihai mereu zici că vrea să fugă de mine, frate, și a murit și da. Schip la electric. Mai puține task-uri. Da, mai sunt puține task-uri. Schip sau mor încă doi. A, da? Propun să stăm toți împreună și să terminăm task-urile. Hai, mergem toți la lumină acum. Da. N-am făcut nicio task. Fantomele, vă rog să aveți task-urile făcut ando. Da. Le-am făcut toate task-urile, băiți. N-am făcut niciun task. Pulise? Da, a fost ultimul fir acum în decontamination. Bine. Ia, e Joe. Hai, Diffen. Mamă, e grea alegerea, băieți. Cea mai grea alegere. O să trebuie să votăm, dacă moare unul, trebuie să votăm. Cârna Pulix. Rămâi pe Vitale. Aolo, Cârna Pulix. Eu o să mă uit pe Vitale, băi, sper să nu mă omoară nimeni. Să nu mă omoare nimeni, please. Yes! Yeah. Pulix era, nu? Yeah. Pulix! A, Geo era, mă? Îl omor pe ăla și de Andrei. Holy! Băi, mi-am dat seama, no. Frate, băi, Geo, erai foarte dubios și știu că tu joci foarte pasiv și ai spus, păi am stat cu tine, Andrei, toată arena, mă consider suspect, da! Țeapă!
Te pop, Geo, te pop, te pop. Trebuia să am unul mai agresiv un pic. Mai agresiv. Yeah, ați văzut, băieți, bine și fără să votăm blind. Am putut să pot double kill-ul pe Zandrei acolo, în specie. Am dat mare report direct, nebun. Direct report, frate, băi. Sunt alegeri grele aici, frate, și trebuie să faci alegerile corecte, că altfel te duci dracu, știi? De-aia zic că alegerile corecte sunt cele mai importante. Și hai cu download-ul ăla aici, boys. Băgăm download-ul ăsta repede. Mama, am un deja vu, parcă ne-a trecută tot cu download sau nu cu download? Nu mai știu cu ce am început, sincer. Ia să ne uităm repede. Mama, Fabi, de ce atâta? Alina a ieșit din office. Bun, Alina a ieșit din office, ok. Mamă, dacă... Bă, câți vine aici, ești nebun? Haide, 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 viteză, viteză, viteză. Hopa. Hopa. Pac. Bun. Hopa. Aolo, lumina, și eu trebuie să arunc un noiu. Fabi, nu? Să camerele. Yeah. Mă lăsați să zic și eu ceva. Salut, băieți, ce faceți? Pot să zic și eu ceva, eram pe cameră și am văzut pe Fabi cum l-a omorât pe Andrei. Unde era kill-ul? Cronan, stai puțin, unde era kill-ul? În O2. Da, l-am văzut pe cameră. Luminile stinse, stai la cameră, stai cum? Băieți, cine are skin-ul? Întrebarea mea, cine are skin? Apropo, Mihai nu e. Skin, skin, skin. Cel puțin la kill-ul ăsta. Te omoară de mult, asta e ca să știi, v-am văzut, eram în feci, man. De ce nu-l votează? Că n-are niciun motiv în puii mei să nu-l voteze, că a văzut clar și dacă îl votează pe Fabi, clar, dacă minte Kito, e Kito, dar de ce ar minți? Kilo ăsta, bă, da cu el, Mihai, că nu era Mihai. Bun, vreau să întreb cine are skin-ul, vă rog, frumos să ziceți. Pista, mă, te are skin-ul. Am skin și trebuie să mă clinuiesc cu cineva. Pe Kido l-am văzut acolo sus la electrică. N-are nimeni skin, nu? Eu n-am văzut pe Kido pe cameră, dar acum dacă zice 100% adevărul... Cei doi imposteri au scare. Lumiile stinse, stați pe cameră. Kido, e 100% sigur că l-ai văzut pe Fabi? Hai, deci l-am văzut pe Fabi cum a făcut kill. Deci 100% bun, atunci hai să-l dăm afară pe Fabi și după aceea îl dăm pe Kido. Ce? Eu votez al doilea impostor. Eu să-l dăm afară al doilea impostor. După emergenții și-l dăm afară. Yeah! Cea mai mare greșeală la Fabi, băieți, deja cred că arena asta s-a terminat. Vor ei, mă, să mă omoare pe mine, mă, și fac greșeli de-astea mari. Arena asta oricum, eu zic că deja s-a terminat, așa că pune pauză și dacă e ceva interesant într-un meeting sau ceva, revenim. Ok! L-ați votat degeaba, proștilor. Mărind de râs cu căiță. De ce l-ați votat degeaba pe Mihai? Că e pe hartă ăsta. Doamne, băieți! Uitați-vă ce se întâmplă în această arenă minunată. Mai bine că am pus pauză, că e cam jale, boys. Bine, sincer, nu știu. Băi, cu cine erai, bro? Cu Geo, că se mișcă ca un titirez. Geo e, mă? Da, eram la lumini. Omul meu îmi face 10... Bă, deci pică Geo impostor de două ori la rând, mă? Tot bă, gane. Impostor, bă. Chiar sunt curios, băi, ce se întâmplă. Chiar sunt curios. Eu am făcut lumile. Pulix, tot ca ce am terminat. Eram Africa. Unul nu era cu noi. Asteca zice că Geo nu este, cu siguranță, și zice că e Alin, deși Geo este. Ok, hai să ascultăm. Cu Geo și cu Cornatos meciul și acum... Da, și nu o să fac niciun kill, deci ar putea să fim unul dintre noi tei, să zicem. Dar eu nu sunt. Nici eu nu sunt. Care am ies lumini, fix acum? E, nu ești. E, nu ești, ia auzi. Hai. Nu știu ce să zic. Dar putem să-mi schimb. Complica, băieți. Da, putem să-mi schimb. Oricum, ai unul de a făcut un kill, putem să-mi schimb. Geo, stau cu tine. E Pulix, că n-a fost pro noi și a făcut kill-ul de la distanță. Da, eu sunt puterea. Greu cu ăștia, băieți, mamă, deci Geo, v-am spus, joacă extrem de pasiv. Hai să vedem. Geo l-a omorât. Ești ultimul prost, a rămas cu Alin acolo. Lumini, Geo. Am fost acolo cu Alin, Alin l-a omorât pe Cârnat și asta a fost tot. L-ai omorât și l-a dat instant report. Lea, că mă, de aici ar spui că am dat instant report. Stai, îl omor. Da. Pulix, ai dat ce mă face pe report. Aline, ești low IQ pentru că nu trebuia să-l omor tu, că Astec avea încredere în mine. Trebuia să mă omor invers pe mine, a dat mist, a vrut să mă omoare pe mine, să dea vina pe Cârnat, dar a făcut fix invers. Eu suntem la urmă, eu cum ai ce-am deschis-o. Pulix, vrei să dăm skip? Ai dat report. Și tu erai singur că era cu Cârnat. Da, că mă, cu reportul tău că ți-am dat, a faci și l-ai vrut să mă iei pe mine ca să dai vina pe Cârnat. Ok, plecat, Geo. Pulix, vrei să dăm skip sau ești cu la risc?
E Alin. Bă, e frate, la omorât, i-am dormit cu ușa. Tu ai văzut că Alin stătea pe loc și s-a închis ușa. Băi, deci mi se par foarte interesante dezbaterele astea, boiți. Asteca, n-ai văzut runda trecută. Bă, runda trecută am făcut luminile. Am fost singur care a făcut luminile și chiar erau făcute. Nu, tu ai făcut luminile, Frânata asta a făcut luminile runda trecută. Eu le-am făcut. Păi Frânata asta a făcut luminile runda trecută. Am mers înaintea lui, el era în spatele meu. Păi el a spus runda trecută, am făcut luminile, băieci. Andante, nici nu mai pe. Deci Alin a făcut chill în fața mea la electric și a dat report. S-a oprit. Votează-l pe Geo. Votul pentru Alin, unul pentru Geo. Dacă vrei, votezi pe Geo. Votează-l pe Geo. Hai să terminăm mai repede. Hai să terminăm mai repede. Doamnă! Și se bucără unguru. Mai are rost să zic că sunt brain dead? Pe bune? Știți ce trebuie să facă? Ce? Bă, dacă unul face lumina repede și unul dă butonul. Păi Asteca pe lângă ușa. Dar e prost rău, Asteca s-a încurcat în butoane. Fă lumina, fă lumina. Nu are timp că s-a astea stinse, n-are timp, n-are timp, n-are timp. Haide bă. Naaa. Doamne, deci dacă Asteca nu era, dacă, băieți, dacă... Doamne, ce prost ești. Care 500 în fiu? Geo, știi că pierdea arena, nu? Trebuia să-l votezi pe Geo, ca să fie egal. Geo, dacă Asteca nu era prost și se ducea direct la lumini, făcea luminile și pur îi zădea emergency. Și dar s-a blocat în ușă. Dar s-a blocat în ușă. Nu mai pot, băi, oricum, Fabi, cea mai mare greșeală. Bă, dar eu nu înțeleg cum, dracu. Era asta la roaming. Am câștigat singur arena, mă. A câștigat singur arena. I-ai lăsat pe cei mai proști în viață de aia. Doamne. Nu știa nimic. Păi și de ce ai votat? Trebuia să dai skip, că erați patru. Mai repede. Doamne, doamne, cu cine mă... Dacă mor și acum, băieți. Oricum, cea mai mare greșeală din tot jocul ăsta lui Fabi, frate, să omoare așa random pentru Nerif în zona camerei. Bro, măcar te uita la cameră, vedeai dacă clipocește sau ceva, știi? Gen, puii mei, chiar a fost greșeală mare, dar... Asta este ce pot să zic acum. Decât hai să... Mamă, trei task-uri în specimen să moară. Pe... Bă, era cineva care zicea că n-ai cum să ai trei task-uri în specimen, că-s maxim două. Nu e adevărat, bro, am trei task-uri în specimen, știi ce zic? S-a stins lumina, se face kill, băieți. Vă rog cineva pe camere că fac asta la lava aici, vă rog, nu vreau să mor. I don't wanna die, boys. Yes. M-am uitat și pe... Opa! De unde... Police of the game! De unde... What? S-a oprit și a dat leave. What? Ce-a făcut Police? Bă, cred că... Ore online l-au prins. Ce dracu, mă? Acum întrebarea este, era Police sau nu era Police? Asta este întrebarea pe care vi-o pun. Hai repede cu download-ul ăsta. Cosmin, cred că a murit. Cred. Mamă, iară se taie lumina. Ok. Pune... Bă, dar am vrut să iau înainte asta. Ok. A, asta durează destul de mult, nu-mi place. Cât sunt morți. Oh my god! Scriam pe Discord și... Fix a dat Fabi înainte mea. Era la... Păi da, pentru că am un office la Vitale. Și m-am dus către lumini și... Dar și eu am venit gen la urmă și scriam pe Discord. Ia uite, s-a auzit sunetul de impostor. Vreau să vă spun... Da, vreau să vă spun că Pulix a dat leave, dar nu înțeleg de ce. Cred că ore online l-au prins și cred că era inocent. Sau... Da, era inocent. Da, l-a prins la ore, bă. La ore, și dragul meu prieten cărnat. Unde ai? Că iau lumini stinse. Ia ziceți un pic. Dragul meu prieten cărnat, după ce s-au stins lumile, unde ai plecat? În dreapta. Da, și după? După am luat-o pe sus și am mers în... Bă, dar Kido unde era? Am văzut pe Alin, mi se pare, la electric. Kido era jos, da, la aia electric. De apă, cum ești din office. Știi, fix în stânga jos. Pe Mihaița, că s-au primit de să făcea palea de curent. Băieți, am votat impostorul. Am votat impostorul. Și am votat impostorul. Am votat impostorul. Că și eu știu de Mihai că era acolo în zona aia. Eu am votat impostorul. Votați, mă, impostorul și gata. Votați impostorul, votați. Bine, am votat chiar impostorul. Vreau să vă spun, Cosmin e foarte fericit, dar cred că mulți pe el l-au votat. Să nu mai vorbim niciodată, Zandrei. Îmi pare rău, n-am crezut că te votează.
Bă, bă. Deci, am avut așa, mi-a venit direct și am zis: cum ar fi fost chiar să fie Cosmin? De fapt, asta e așa. Băi, deci mi-a venit așa dintr-o dată și am zis: bă, cum ar fi Cosmin să fie fericit? Votați impostorul, votați impostorul, votați impostorul și toată lumea să-l voteze pe el. Gen, bro, what the fuck, și chiar l-au votat. Nu vine să cred. Doamne, săracul Cosmin, ăsta e trollul nostru pentru Cosmin, băieți. Mi-a dat mesaj că bravo, sper să pierzi. Tu erai, stai să zic, tu erai. Aș preceni că... Vreau să vă spun că era unul dintre Pulic și Cosmin, cel mai probabil că s-au făcut doar câte un kill și un kill. Geo era decedat acolo la munte și un căcat mergător intra în decontamination și l-am văzut și el că e Ionuț. Vreau să vă spun... Nu, e adevărat, eu eram jos în O2, jucam la risc, Geo a zis că tu erai, Geo e mort. Ok, Ionuț, mă jur că e Ionuț. Fabi, tu unde erai? Eu eram la electric. Băieți, dar poate nu-i niciunul dintre cei mor și sunt doi impostori în viață și trebuie să votăm. Hai, Fabi, unde erai? Nu mă spun cine e. E Ionuț, mă piși pe el. Bă, Fabi, unde erai? Bă, deci Geo a zis că e Mihai și a fost acolo jos. Geo e mort acum. Eu am fost în O2, aușile au fost închise. Taci că ești mort în rasa ta. Să știți că n-aveți task-uri, acum chiar nu fac task-uri. Ești mort, ești mort. Ești mort. Deci, sper să câștigați la voturi, în rest n-aveți cum câștigați. Mort, plângi. Trebuie să votăm pe cineva. Păi și de asta care este ăla? Mamă, încă... Am zis eu că a fost... De fapt nu cea mai grea decizie, acum e cea mai grea decizie, boi. Am mostre? Da, la... Eu nici am fost acolo, eu când am ieșit din office. Mai devreme a fost cea mai mare greșeală a lui Fabi, acum o să fie cea mai mare greșeală a noastră. Trebuie să votăm pe cineva, eu cred că sunt doi impostori în viață, trebuie neapărat să votăm pe cineva sau ne-am dus dracu. Alin știam că s-a dus în stânga spre electric. Da, m-am dus la electric. Băieți, trebuie neapărat să votăm pe cineva da, sau ne-am dus dracu. Fabi, apropo, că nu răspunde. Din păcate. Ok, nu răspunde Fabi, votăm pe Fabi. Fabi? Că pe el am votat. Măcar scăpăm de unul care nu... Ok, a zis la bună idee. Ok. Fabi? Pe cine votăm? Fabi? Ok, un gurinaur. Și că e BRB. Am venit, am zis că-s BRB, așa, l-am votat pe mine. Tu ești, Fabi. Unde erai? Unde erai? Pe cine ai votat? Unde erai? Eu am cu Alin la ușă, Alin. Pe cine ai votat, te-am întrebat. Eu nu te-am votat, că era lumea electrică. Pe cine? Bă, tu mă auzi, pe cine ai votat? A, pe Mihai. Eu l-am votat pe... Ionuț, dar cred că e Fabi, să mor. Doamne, eu cred că e Fabi cu Ionuț, fii atent, l-am votat pe Fabi, îmi pare rău. Pe cine? Ce, eu zic că e Mihai, că a fost la office. Ok, n-am mai avut timp. Ok. Hai că vedem, băieți. Doamne ajută. Bă, eu am zis că erau amândoi Fabi cu Ionuț, erau contrarul lui Mihai, fără să aibă vreo dovadă foarte, foarte mare, gen, știi? Și de-aia, sper că n-am pierdut. Dacă am pierdut, nu ești mai prost. Ce, am făcut iarăși greșeală? Cea mai mare greșeală 2? Sper să nu, boys, sper să nu. Ce trecu? Tot n-am apăsat. Cârna cu Fabi. V-am spus de Fabi! Hai, chiar ești un prost. Vreau să vă spun că eu am spus, băieți, cred că este Fabi. Și nimeni nu m-a ascultat. Și eu am zis de Fabi, frate. Cărnate n-ai loc pe ușa. Da, mă, fraților, băi, cam ăsta a fost episodul, oameni buni. Cele mai mari greșeli în acest videoclipan. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să postați mai multe clipuri, rupeți acolo butonul de like și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută. În continuare vă doresc, bye bye.